Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș. Așa cum ați putut vedea în cuibușorul pe care eu vi l-am prezentat, aici deasupra am aplicat o mică albinuță, aceasta fiind cumpărată. De aceea m-am gândit să lucrăm împreună o albinuță cu croșetul. Aceasta va fi foarte potrivită pentru lucrarea pe care deja am executat-o. Țin să precizez că mâine voi face tutorialul în care vom pregăti împreună gelatina și vom apreta cuibușorul. Astfel, doamnele care nu știu în ce mod pot apreta cu gelatină, vom învăța mâine. Deci să trecem la lucrarea noastră. Pentru aceasta, voi lăsa un pic camera în jos, noi vom folosi firul de macrame de culoare galbenă, voi folosi firul de Scoția numărul 5, acesta este un macrame 100% bumbac, fir mercerizat, care poate fi lucrat cu croșetul între 1,75 și 2, apoi vom avea nevoie de macrame culoare neagră, vom avea nevoie de un pic de macrame culoare albă, după care, precum materiale, vom avea nevoie de un pic de melană, vom avea nevoie de un fir despărțitor, de acul pentru cusut, foarfece și croșetul. Eu voi folosi croșetul numărul 1 pentru că aceste croșete am observat că nu respectă regula, deci nu este foarte mare diferență între croșete, chiar dacă au același număr, altele sunt foarte subțiri, altele sunt un pic mai groase, așa cum se prezintă acesta. De aceea noi vom începe să lucrăm albinuța și vom începe în cercul magic, lucrând un număr de 6 piciorușe scurte, ca de obicei, așa cum încep majoritatea lucrărilor amigurumi, deci formez cercul magic, voi face primul picioruș scurt pe care nu-l vom pune la socoteală, după care vom continua cu cele 6 piciorușe scurte. Deci vom avea 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea picioruș scurt. Acum vom închide cercul magic. Vom închide totul cu fir alunecat. Și din acest moment, în corespondența fiecărui ochi, noi vom face o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte, iar noi vom lucra singure și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Din acest moment vom pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vă voi învăța o șmecherie. Pentru a ieși un rotund perfect, a nu se vedea acele dungi, ca și cum acele raze, vom lucra în felul următor. Voi face un picioruș scurt, urmat de o mulțire, după care vom continua cu două piciorușe scurte, urmate de o mulțire, vom continua lucrând două piciorușe scurte și o mulțire,
iar la sfârșitul rândului vom încheia cu un picioruș scurt. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului, să vedeți modul în care îl închidem și veți vedea că nu se vor forma acele raze. Până acum am lucrat câte două piciorușe scurte, o mulțire, aici este ultima mulțire, acum voi face un picioruș scurt și am încheiat acest rând. Vom schimba firul despărțitor și vom continua. Deci pe acest rând noi am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte. Următorul vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte, cel de-al treilea, picioruș, o mulțire și vom continua singure. Vom continua următorul rând, lucrând două piciorușe scurte. Urmate de o înmulțire. Apoi vom continua lucrând patru piciorușe scurte. Cel de-al patrulea, o mulțire. Vom continua în acest mod, iar la sfârșit vom închide rândul cu două piciorușe scurte și astfel vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului, deci acum veți lucra 4 piciorușe scurte și o mulțire până la sfârșitul rândului, iar la sfârșitul rândului terminăm cu două piciorușe scurte. Voi lucra de fapt împreună cu dumneavoastră. 3, 4, o mulțire. Continuăm. 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, o mulțire, 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, o mulțire și așa cum vă spuneam, la sfârșitul rândului am rămas cu două piciorușe scurte. Aceste două piciorușe scurte de la sfârșitul rândului cu cele două piciorușe scurte de la începutul rândului vor forma o secvență. Acum am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte. După cum puteți vedea, lucrarea este rotundă, deci nu se văd acele linii în locurile unde am înmulțit. Eu cred că se vede foarte bine, sperăm, și vom continua lucrând 3 rânduri de câte 36 de piciorușe scurte. Deci 3 rânduri, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 3 rânduri. Am ajuns la sfârșitul celui de-al treilea rând. Acum vom pune firul negru. Voi face un mic ochi de lanț aici. Și după cum vedeți, am început ultimul picioruș scurt pe care îl voi încheia cu culoarea neagră. Voi ține bine firele, voi scoate acest fir despărțitor de aici, pentru că acum mă încurcă. Și așa cum vă spuneam, voi închide acest rând cu
cu culoare neagră, în felul acesta. Firul galben îl vom lăsa deoparte, fără să-l tăiem, și vom continua lucrând alte trei rânduri, de această dată cu această culoare, culoare neagră. Și vom lucra trei rânduri, picioruș cu picioruș, iar noi ne întâlnim la capătul acestor trei rânduri. Am ajuns la capătul celor trei rânduri cu culoarea neagră. După cum vedeți, am pus un fir despărțitor de o altă culoare. Acum ultimul picioruș îl voi închide cu culoarea galbenă și vom continua lucrând din nou fără să tăiem firul. Vom continua să lucrăm alte trei rânduri de piciorușe scurte, de această dată cu culoarea galbenă. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestor trei rânduri și vom intercala culorile negru și galben. Vom continua astfel. Deci trei rânduri, culoarea galben. Am ajuns la capătul celor trei rânduri cu culoarea galbenă. Acum din nou vom lucra trei rânduri cu culoarea neagră. Facem schimbul de culoare și vom trage un pic firul galben să fie întins bine și vom continua lucrând trei rânduri cu culoarea neagră. Deci ochi cu ochi, picioruș cu picioruș, vom continua și vom face aceste rânduri, după care noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Am ajuns din nou în corespondența ultimului picioruș lucrat cu culoarea neagră. Acum vom închide acest picioruș cu culoarea galbenă. Pentru câteva piciorușe voi ține și firul negru și îl voi prinde în lucrare pentru a-i da stabilitate, după care îl voi scurta. Pentru că acum noi lucrăm din nou trei rânduri de câte 36 piciorușe scurte cu culoarea galbenă. Suntem atente să prindem și firul negru. În felul acesta îi dăm stabilitate, așa cum spuneam. Eu sper să nu ies din cadru, să reușiți să vedeți ceea ce lucrez. Și în felul acesta voi mai continua două, trei piciorușe, după care firul negru îl scurtez și îl voi abandona. Cu negru vom face apoi ochișorii și gurița, zâmbetul, surâsul albinuței. Deci scurtez firul, îl las aici înăuntru pentru că nu mă deranjează și vom continua să lucrăm, deci, un număr de trei rânduri în culoarea galbenă. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor trei rânduri. După ce am terminat cele trei rânduri și cu culoarea galbenă, acum vom continua lucrând patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, după care vom face o scădere. Deci vom intra doar în partea din față a următoarelor două piciorușe scurte și vom face scăderea. După care vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, lucrând în acest fel. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua următorul rând, lucrând 3 piciorușe scurte,
Am prins și firul, nu are nimic. Deci 1, 2, 3, după care vom face din nou o scădere. Vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului și la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmat de o scădere. Vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. După care vom continua. Acum vom umple corpul cu melană, corpul albinuței. Îl vom umple bine. După aceea ne va fi mult mai greu să-l umplem pentru că vom continua cu scăderile și nu vom mai avea posibilitatea să-l umplem cum trebuie. Mai adăugăm un pic, tot cât este nevoie. În felul acesta. Vom uita să fie bine proporționată. În felul acesta. Vedeți aici ce frumos se prezintă, nu se mai văd acele rânduri unde am înmulțit. Și vom continua. De această dată, acest rând va începe lucrând un picioruș scurt urmat de o scădere. Vom pune firul și vom continua. Un picioruș scurt, o scădere, pentru că trebuie să facem de acum partea din spate, partea care va avea și acul. Mi s-a încălcit aici un pic firul, așa, cum le-am pus în ordine. Deci voi continua lucrând. Un picioruș scurt, urmat de o scădere. Și vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului. Iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Nu este nicio greșeală, 2 piciorușe scurte și o scădere. După care voi lucra un picioruș scurt urmat de o scădere. Un picioruș scurt, apoi din nou. O nouă scădere. Un picioruș scurt, o scădere și am ajuns și la capătul acestui rând, iar de acum ceea ce urmează să facem este să facem scăderi consecutive, deci o scădere una după cealaltă. Și în felul acesta vom încheia corpul albinuței.
Deci o scădere. Următoarea. Vom încerca așa, în modul acesta, să formăm partea din spate unde are acul albinuța noastră. Deci am ajuns la capătul acestui rând. Acum vom scurta firul. Și îl vom ascunde dedesubt. Vom închide lucrarea. Și vom ascunde firul dedesubt. Cine dorește, poate să facă acest lucru cu acul, nu este nicio problemă. Important este firul să fie dedesubt, îl pierdem undeva, să nu poată ieși în afară. În felul acesta. Acum eu voi scurta acest capăt de fir. Capetele de fir întotdeauna să le țineți, pentru că veți avea nevoie de ele. Și ce vom face? Vom forma în felul acesta corpușorul, vom așeza din nou toată umplutura și vom forma corpușorul albinuței. Vedeți, aici s-a format această mică codiță, aici are ea acușorul. De acum vom continua lucrând aripioarele. Pentru aripioare vom folosi un pic din culoarea albă, care v-am prezentat la început. Voi face cercul magic, în care voi lucra un piciorul scurt de început, după care voi face un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea, vom închide cercul magic cu piciorul alunecat. Și vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș o mulțire. Deci la sfârșitul acestui rând noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Odată obținute cele 12 piciorușe scurte, vom lucra un picioruș scurt urmat de o mulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am obținut cele 18 piciorușe, acum vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Deci vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Odată ce am ajuns la capătul rândului, vom tăia firul, vom lăsa un pic mai lung și vom închide lucrarea.
Astfel vom avea nevoie de două bucăți, deci vor fi două aripioare, pentru că așa este normal. Eu am pregătit cele două aripioare, iar de acum urmează să le coasem. Le vom coase pe corpul albinuței, în modul în care acestea să stea, dacă este posibil, un pic ridicate. Voi folosi acul pentru cusut lână și voi încerca să le cos în modul în care să stea așa cum doresc eu. Le voi pune pe amândouă împreună, în felul acesta, deci cu partea din față, spate în spate, așa. Părțile din față să fie, le cos un pic între ele, în felul acesta, pentru a le da stabilitate. Așa. Deci acum cred că este bun, este bine și le voi coase. Între aceste două rânduri negre, deci pe partea galbenă. În funcție de locul unde vom coase aripioarele, apoi vom face și gurița și ochișorii. Deci acum din nou voi coase încet, încet, în modul în care să le pot fixa cât mai bine. Și astfel suntem aproape la sfârșitul lucrării, la sfârșitul albinuței noastre, albinuța hărnicuța. Așa, în felul acesta. Acum voi ascunde firul undeva dedesubt, îl voi pierde în modul în care să nu se vadă. Doamnele care lucrează de mai mult timp, amigurumi, cunosc foarte bine aceste metode. Voi veni din nou și voi pierde firul undeva aici, în modul în care să nu se desfacă. Așa. Acum voi scurta și acest capăt de fir. Nu va urma decât să-i facem ochișorii, gurița și albinuța este gata. O puteți lucra și mai micuță dacă doriți. Să înmulțiți un pic mai puțin aici. Deci, la început se poate ajunge doar la 30 de piciorușe scurte în loc de 36, însă nu știu exact ce efect va avea. Așa, în acest mod, aceasta o puteți foarte bine utiliza precum ornament pentru anumite aranjamente pe care le faceți. Am văzut foarte multe dintre dumneavoastră lucrați flori, lucrați coșulețe, cu floricele, cu iepurași, cu toate acestea. Voi face un nod în felul acesta. Voi scurta un pic acest capăt. Iar ochișorii albinuței îi voi coase aici, de la rândul negru avem 1, 2, 3, în corespondența celui de-al patrulea ochi.
voi intra cu cel de-al patrulea rând, scuzați. Voi intra cu acul, cu nodul în afară, pentru că ochii albinuței nu sunt chiar atât de mari și voi face aceste două noduri, pentru că voi mai face unul partea cealaltă, care să fie ochișorii albinuței. Vedeți? Foarte simplu. Foarte simplu, voi mai intra o dată și voi face un nou nod. Scuzați, camera mea este foarte jos pentru că aș vrea ca dumneavoastră să vedeți bine ceea ce eu fac. Să nu ies prea mult din cadru. Acum mă voi întoarce din nou în corespondența primului ochișor și aici voi face din nou cel de-al doilea nod. Să ies bine aici, da? Ați văzut că am pus ața în două. Ați făcut atenție, cred. Și voi strânge în modul în care să-i formez și acest ochișor. După care mă voi îndrepta în jos să-i facem un surâs. Surâsul îl vom face în corespondența cercului magic. Voi merge în felul acesta. Trag bine și acest fir, așa. Iar acum voi pierde firul aici dedesubt. În corespondența firului negru, îmi va fi mult mai ușor să-l ascund. Și iată că am ajuns la sfârșitul lucrării. Am făcut albinuța, eu sper să vă placă, să o lucrați cu plăcere. Așa cum vă spuneam, poate fi un frumos ornament pentru aranjamentele pe care le faceți. Mi-a venit ideea de la albinuța care am pus-o pe cuibușor. Dacă v-a plăcut, eu vă rog să lăsați un like, un comentariu. Cine din întâmplare vede unul dintre aceste tutoriale și nu este înscris pe canalul de YouTube, vă rog să vă înscrieți, totul este gratuit, nu costă nimic. Sunt Tatiana Andrieș, eu sper foarte mult să vă placă ceea ce am reușit să realizăm astăzi, în această seară de fapt. Vă îmbrățișez, vă urez noapte bună, noapte liniștită și ne vom întâlni cu un nou tutorial. La revedere!